trebuie să spun că au fost întrebări, ceea ce e foarte bine. Absolut de la toate clasele, am fost la clasa a 9-a, a 10-a, a 11-a și la clasa a 5-a, unde este chiar în manual un text de-al meu. Deci la toate clasele elevii au avut atât de multe întrebări încât nu am apucat să răspund în timpul unei ore la toate. O parte erau întrebări pe care le-am mai auzit, sunt curiozitățile pe care le au elevii la această vârstă, dar au fost și întrebări mai puțin obișnuite, elaborate. Unii își scriseseră întrebări destul de lungi și destul de complicate, foarte actuale. Oricum mi-a făcut mare plăcere. Sunt chiar lucrurile pe care ei vor să le afle și pe cât am putut, le-am răspuns cât mai pe larg. A fost o întâlnire inedită în care am avut ocazia să o cunoaștem pe Ioana Părvulescu, o scriitoare care pe mine cel puțin m-a impresionat prin calmul ei și modul în care ne vorbește, acesta fiind un mod foarte atractiv, care cred că ne va face să ne schimbăm puțin în urma acestei întâlniri. Chiar mă bucur că am participat la o astfel de întâlnire, deoarece până acum n-am avut ocazia să cunosc un scriitor în persoană. Tineretul din ziua de azi consideră scriitorii ca și cum ar fi niște persoane care doar au scris și n-au trăit. Dar scriitorii sunt oameni care și trăiesc și ne-am familiarizat cu acest lucru și am văzut că sunt doar niște oameni obișnuiți care văd viața cu alți ochi, mai artistic. Sunt foarte bucuroasă că am inaugurat proiectul Scriitorii la școală sau Scriitori la școală. Fără îndoială că infuzia asta de copilărie, de inocență, ca să fiu în ton cu ce am scris, și de tinerețe, face bine oricărui scriitor și sper din toată inima că le-a făcut bine și elevilor. Ei au nevoie să vadă că scriitorii sunt oameni, ca și ei, la fel ca părinților, la fel ca orice alt om, și să vadă că scriitorii nu sunt statui, mai ales asta. În general, m-am luptat de-a lungul vieții cu ideea de încremenire în statuie. Îmi place să umanizez statuile și în niciun caz nu aș vrea ca elevii să creadă că scriitor contemporan nu există, că toți scriitorii sunt morți. Mai ales faptul acesta că întâlnești un scriitor, îl întâlnești, e în carne și oasă, e în fața ta, zâmbește, e nonșalant, e normal. Normalitatea aceasta vreau să cred că îi va apropia de cărți. Și cum spunea și Ioana Părvulescu, nu trebuie să citești cărți. Vreau să cred însă că întâlnirea cu ea i-a făcut să-și dorească lucrul acesta. Și să înțeleagă că, într-adevăr, citând-o pe doamna Părvulescu, să înțeleagă că există nevoie, că e o nevoie de a ne forma și ființa aceea de cuvinte. E nevoie și de interioritate, iar singurul mod în care ne putem dezvolta este prin intermediul cuvintelor.